Fetelor, dacă mă vedeți îmbrăcată la fel ca ultimul videoclip care l-ați văzut, adică video haul în care vă arătam lucrurile cumpărate pentru mine și pentru Marco, înseamnă că sunt îmbrăcată la fel pentru că registrez în aceeași zi. Acum, sper că fetele mele să-mi permită. De data aceasta vreau să vă arăt toate lucrurile care le-am cumpărat în ultimele 2-3 săptămâni pentru fetițele mele și pentru botez, dar și pentru că lucrurile care aveau nevoie și deja Ginevra începe să plângă. Ok, hai să începem foarte repede. Vreau să vă arăt niște lucrușoare care le-am cumpărat în cercetul de la piață. Am dat 3 euro pe ea. Prima este o pijamăluță din asta cu totul, cu Titi. Mi-am mai cumpărat o cutină din asta cu totul, tot 3 euro. Și i-am mai luat un complet făcut cu tricou și pantalonaș. Pantalonașii sunt așa cu floricele, pe tot 3 euro. Și am mai cumpărat de la o altă tarabă, tot de la piață. Asta este prețul de la, este o tarabă care vând fenuțe de la magazin la prețuri reduse. Asta costa 19,95 și am dat pe el 6 euro. Vezi ce drăguță e. După care, de la magazin, de la Taco, am cumpărat această bluză cu body de dedesubt încorporat. Acesta costa 6,99 euro, era redus la 4,99 euro. După care am cumpărat această cutină din blugi, făcute cu inimare albe, de ce drăguță e. Să vă aștept să umbra. Asta am plătit 9,90 euro, nu era redusă. Și îmi spune niște tricolașe. Nu, mama, nu! E foarte, foarte supărată în cauza dinților. Am cumpărat acest tricolaș. Ce, mami? Acest tricolaș. Asta am plătit 4,99 euro. Mai avem unul, asta am dat 3,99 euro. Și asta ultimul, tot 4,99 euro, dar și pe el. Și am mai cumpărat de la Lidl, de la marca Lupilu, un set de 2 pantalonași din astea. Nu știu, ăștia am dat 4,90 euro sau 99 euro, sau 3,99 euro. Ceva de gen. Și acum trecem să vă arăt ceea ce am cumpărat. De fapt, mi-a fost făcut cadou de soția vărului lui Marco. Cine mă urmărește și cine în vede vlogurile știe deja. M-am dus la ei un magazin și m-am dus la ei să cumpăr lucrurile pentru ca să îmbrac pe Ginevra în biserică, să duc la biserică, în ziua botezului. Și n-au vrut bani, au vrut, consideră o parte din cadou pentru botez, așa că de anumite chestii știu prețul pentru că este prețul pus deasupra, dar să știți că eu n-am plătit nimica. Am ales acești pantofiori, dar ce frumoși sunt. Vă dați de seama că când fetița are piciorul înăuntru nu se vede desenul dinăuntru, deci o să se vadă doar floricica asta de deasupra. Nu știu cât a costat pentru că a fost așa într-o gândiță și nu știu cât a costat. După care am cumpărat și o pereche de colanțe albi, exact cum se vede aici în fotografie. Nu știu nici ăștia cât costau pentru că nu au prețul deasupra. După care îmi trebuia un body alb, era un set de 2 body-uri și l-am ales pe ăsta. Ăsta costau 14,90 euro. Primul body este alb cu desenul ăsta, sper să nu se vadă prin ochi, sincer spun, desenul ăsta. Și al doilea este așa. Mi-a plăcut, eu le vreau așa cu breteluță subțire. După care, i-am luat o pamblica, asta am plătit-o, asta am luat-o de la Pitarello, asta a costat 4,90 euro, asta e o pamblica pentru pus în cap. Și rochița este aceasta, aceasta costă 32 de euro, adică și 95, adică 33 de euro. Uitați ce mușică că e și simplă și elegantă, mi-a plăcut foarte mult. Și are chiloțelul mami, nu! Aș vrea să vă încadrez, mai că am telecamera pusă și în poze și stă, este plină de jucării, săraca, dar o dor gingiile, că trebuie să iasă dintele de jos, mi-am pus un pic de febră, am pus o bună și o tachipirină.
Acum febră nu mai are, dar dinții ăștia au terminat. Și mai mi-a rămas plovărașul ăsta de pus de deasupra, în caz că face frig. Și pe acesta costă 32,70 €. Foarte frumos. Pentru Diana am luat de la Chiabi. Trebuiau tricourile pentru o grădiniță. Și am cumpărat 4 tricouri care le-am plătit 2 € bucata. Adică 8 € în total. Am cumpărat aceasta cu pepene. Asta galben cu inimioară. Si. Poi avem aceasta cu inimioară roz. Și acesta roz cu mandarină. De la Chiabi am mai cumpărat și aceste de 3 colanți, am plătit 5 €. Am ales să cumpăr set de 3 ca să am de rezervă pentru botez, între copii știu că se joacă car și așa mai departe. Așa că am să pun una eu pun ei și două le ține un geantă ca să le am de rezervă. Și am mai cumpărat și acest set de maiouțe, asta costă 5 €, sunt 2 maiouri albe și una roz. Și de la Tacu i-am cumpărat și ei această rochiță. Tot ce frumoasă. Am cumpărat acești... cât a costat? Asta costă 5,99 €. Am cumpărat și acești pantalonași bruci. Acestea au costat 9,99 €. Și i-am mai cumpărat și această rochiță cu oaie albă. Acesta am dat 6,99 €. Și de la Tarapa am terminat. Acum, de la Tarapa în care am cumpărat hăinuța aia de la magazin, adică de marca asta, pantalonașii astea costau 29... Prendi-la. Costau 29,95 €, am dat 8 € pe ei. De la aceeași tarabă i-am cumpărat rochița pentru botez. Asta, bluzeta deasupra, ați văzut-o deja, am cumpărat-o astă iarna de la Regina Marina, încă nu am avut ocazia să o îmbrace. Ce, mami, ce? Hai, nu să o iau. Și așa am trebuit. Uitați-o aici pe Gărica. Cucu. Nu vrei? Păi pe pachet de șovețe? Să vedem dacă vreau. Uite așa. De la aceeași tarabă am cumpărat această rochiță. Aceasta a costat 49,95 € și eu am dat pe ea 8 €, credeți-mă. Îți place și ți-a? Da, mamă, dar nu trage, că e pentru botezul tău. Vezi să o îmbrace sorta. Și... scuzați-mă, sora ta, ca să vorbim mai pe bucat, mai civilizat. De la magazinul, cine mă adică, încep să mă încurc. De la magazinul lui Vărul Marco, pentru Diana mi-a făcut cadou și această pamlică care, după părerea mea, stă minunat cu rochița. Îmi pare rău numai pentru că este cam mare. Ia să încercăm pe Ginevra. Dar nu Ginevra? Da, cred că nu e așa de mare. Nu știu, mie mi-a supărut mare. O să vedem. Și de la Chiabi am mai cumpărat și aceste balerine, tot pentru botez, ca să le ambin cu rochița. Ia uitați ce frumoase sunt. Acestea, cred că le-am plătit, cred că am dat pe ele 8 €. Foarte drăgălașe. Și mai mi-au rămas luat niște clămițe pentru Diana. Păr. I-am cumpărat un set făcut de brățărică și lănțișor. Uitați. Așa, blânțișor am dat 3,90 € și pentru brățar 1,90 €. Să încercăm să-l lăsăm în cineva, poate să-l liniștește. Și am mai găsit și ciorap din ăștia cu gumă din asta de sub, ca să le poarte la grădiniță. Erau unii cele două perechi și erau fix măsura ei, pentru că este scris că este pentru 24-30 €, dar este măsura 23-24 de papuci. Ea poartă 21. Îi vin prea. Ia-mi una.
Și nimica, fetelor, acestea au fost toate lucrurile care eu le-am cumpărat pentru... A, nu, ba, pentru Diana am mai cumpărat o pereche de Nike la Pitarello, le-am găsit reduse, am dat 15 euro pe ele. Sunt mari, pentru că sunt măsură 25, cică. Sunt mari pentru ele, o să-i vină bine la, la toamnă. Și nimic, acum chiar că am terminat, v-am arătat tot, am fost întreruptă de o grămadă de ori, dar măcar am reușit să vă arăt tot. Și nimic, eu vă salut și sper să ne vedem în curând cu un nou clipuleț. Pa, pa!